Vine sezonul rece și, prin urmare, perioada în care sursele de încălzire vor fi utilizate permanent. Pompierii își fac griji încă de pe acum, având în vedere că în ultimii 2 ani și jumătate peste 1200 de persoane au fost victime ale incendiilor, din care 152 au fost copii. Pentru a reduce numărul incidentelor provocate de cele mai multe ori de improvizații sau de utilizarea defectuoasă a mijloacelor de încălzire și a instalațiilor electrice, pompierii au încheiat un protocol cu firmele distribuitoare de gaz. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și în România au încheiat joi 6 septembrie 2012 un protocol de colaborare privind derularea în comun a unor campanii de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor asupra pericolelor la care sunt expuși în cazul utilizării necorespunzătoare a diferitelor surse de energie. Protocolul, al cărui obiectiv principal este reducerea numărului incidentelor și implicit al victimelor, este primul de acest fel încheiat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și o companie din sectorul energetic din România. Și pentru că anual sute de persoane sunt intoxicate cu monoxid de carbon sau își pierd viața în urma explozilor, inspectoratele pentru situații de urgență vor stabili la nivelul fiecărui județ calendarul de desfășurare a unor campanii de prevenire în rândul populației, dar și în școli, pentru a conștientiza cetățenii asupra riscurilor la care se expun atunci când nu respectă regulile de siguranță când utilizează sursele de energie.